motive. Profesoara Daniela Ilie a fost cea care a inițiat proiectul Școala de Vară Descoperim Muzee, iar elevii săi au îmbrățișat cu drag această idee, mai ales că tema aleasă a fost pe gustul tinerilor. Pentru ei, a vizita în vacanță un muzeu, a admira o operă de artă sau a afla lucruri noi din domeniile care îi fascinează a fost o adevărată provocare. Casa Muzeu Gunca și Spiru Vergulescu a fost unul din punctele de atracție din circuitul cultural de vacanță. Am venit la Casa Gunca și Spiru Vergulescu pentru ca, în primul rând, să o fac cunoscută acestor elevi, să știe cine a fost Spiru Vergulescu, ce personalitate deosebită reprezintă pentru județul Olt și pentru țara noastră, să se apropie de pictura dumnealui și de pictură în general, să știe să privească un tablou. Casa Muzeu Gunca și Spiru Vergulescu este o comoară care așteaptă încă să fie văzută și cei care îi pășesc pragul rămân profund impresionați de ceea ce văd aici și de obicei se termină cu expresia vai ce bine îmi pare că am ajuns aici și nici nu știam că noi avem așa ceva în Slatina. Liceenii au fost încântați de tot ce au văzut în muzeul din Slatina și s-au îndrăgostit de picturile maestrului Spiru Vergulescu. Este foarte expresiv și dă o stare, îți transmite starea care probabil cred că a vrut-o să transmită. Cum e experiența asta de vacanță pentru tine? Foarte plăcută, am vizitat și mi-a plăcut foarte mult. Sunt de asemenea foarte impresionată de modul de pictură foarte expresiv și de povestea de dragoste care se află în spatele tablourilor, care putem să putem simți și sentimentele și privirea Doamnei, și când ne gândim la povestea lor, modul în care s-au cunoscut, suntem profund impresionați, emoționați. Chiar este un lucru foarte, foarte frumos ce a făcut. Și de asemenea de spiritul patriotic care l-a avut, toate donațiile care le-a făcut, și de asemenea este un om de cultură foarte important cu care noi, Slatina, trebuie să ne mândrim. În cele 3 zile petrecute la școala de vară, tinerii au mai vizitat mănăstirea Clocociov și Casa Băniei din Craiova.